Bună ziua, doamnelor și domnilor, și bine ne-a regăsit la o nouă emisiune Evenimentul Istoric, o emisiune în care reluăm seria incursiunilor în istoria incomodă a poporului român cu colegul, istoricul și prietenul nostru, Alex Mihai Stoienescu. Bine ai venit, Alex! Bine v-am găsit! De data asta ne întoarcem, după cele două emisiuni dedicate marelui istoric Nicolae Iorga, ne întoarcem la o epocă extrem de interesantă și extrem de puțin discutată, epoca, începuturile, de fapt, epocii lui Carol I. Rămăsesem ultima dată la Constituție, la modul în care regele, principele, de fapt, că era încă principe, Carol încearcă să modernizeze statul român, să creeze o societate care să fie compatibilă cu societatea occidentală din care el venea, fiind un membru al familiei domnitoare din Prusia. Ți se pare că regele Carol, principele Carol I, a fost un personaj adecvat pentru această misiune? Eu cred că da, pentru că trebuie să reamintim sau să spunem, să se cunoască faptul că principele Carol, ca principe german, am explicat în emisiunea anterioare cât de important acest lucru, a trecut la un moment dat, chiar în 66-67, adică imediat după urcarea pe tron, printr-o situație în care a avut de ales. Despre ce era vorba? În negocierile care se desfășurau în Occident, pe politica externă și pe problemele teritoriale din Occident, la un moment dat Napoleon al III-lea a fost tentat să rezolve problema Veneției, adică care era sub ocupația austriacă, să o dea Italiei, față de care Napoleon era foarte legat, în schimbul provinciilor, în schimbul principatelor române, care urmau la schimb să devină, să intre sub autoritate austriacă. Prin urmare, Veneția să intre sub autoritate italiană, să facă parte din statul italian, iar principatele române să fie, să intre în subordonarea Austriei. După cum am arătat cu emisiuni în urmă, acolo existau deja niște, în Austria și mai apoi în 67 în Austro-Ungaria, existau declarații foarte urâte, să zicem așa, la adresa românilor, că sunt un popor neinstruit, un popor primitiv și care trebuie civilizați ca urmare a unei ocupații militare austriece. Am spus lucrurile astea, nu mai revin. Ori acesta a fost un pericol pe care Carol, prin familia sa Hohenzollern, prin corespondență și printr-o serie întreagă de mesaje, a încercat să-l blocheze, a zis că se va opune și că el va rămâne pe tronul ăsta și nu va accepta niciodată cu tot germanismul lui să țara asta să nu devină independentă, ci să fie sub ocupație austriacă, în sensul că se înlocuia ocupația, nu ocupația, pardon, iertați-mă, suzeranitatea otomană era înlocuită cu suzeranitatea austriacă. Și doi, tot în acea perioadă se produce o criză dinastică în Spania. Și Bismarck nu are altă idee decât să propună ca rege al Spaniei pe Carol, care abia fusese urcat pe tron principe al României, al Principatelor Unite. Și începe să vehiculeze, să negocieze această situație, să-l numească, să-l trimită ca rege al Spaniei pe Carol din România, de aici. Carol mai întâi are niște ezitări, spune, dom'le, nu prea convine, nu prea înțeleg ce se întâmplă. Avea și un mare respect pentru Bismarck și nu avea curajul să îl contrazică, dar totuși, la un moment dat, transmite familiei sale
tatălui, fraților, celor care erau în casa de Hohenzollern, decizia lui de a rămâne principe al României și de a transforma România într-un stat modern. Principala lui preocupare, așa cum am mai arătat, era aceea de a dezvolta căile ferate. Căile ferate asigurau... Care începuse pe vremea lui Cuza. Începuse pe vremea lui Cuza, dar trasarea căilor ferate și începerea construcțiilor era proiectul personal al lui Car. Pentru că, stai puțin, Alex, și cred că lucrul ăsta trebuie explicat. Căile ferate în acea perioadă reprezentau principalul mijloc de deplasare. Nu existau mașini, nu existau autostrăzi, nu exista nimic. Căile ferate erau o modalitate de a lega, pe de o parte, principatele Moldova de țara românească și de a le transforma într-o singură țară, pentru că distanțele totuși erau greu de parcurs, nemai vorbind de factorul economic, pentru că din acel moment comerțul se dezvolta enorm. Deci căile ferate pe vremea aia, ca să folosesc o imagine plastică, reprezentau ceea ce autostrăzile reprezintă astăzi în societatea modernă. Am închis. La noi, și din anumite declarații ale lui Carol, și din o serie întreagă de acțiuni desfășurate în Moldova, de vizite făcute în Moldova de Brătianu, arătau, să spun, practic, la suprafață, teoretic, era vorba de legarea și dezvoltarea orașelor românești, este o chestiune națională și mai ales o cale de comunicare mult mai rapidă între București și Iași, unde era marea problemă a pierderii calității de capitală, fostă capitală, și lumea începuse, oamenii de afaceri, oameni cu stare din Iași, începuseră să părăsească Iașiul și să se mute la București, în Muntenia. Și Iașiul își pierduse această calitate, a cerut pe niște documente oficiale, niște cereri oficiale înaintate principelui Carol, să se producă o infuzie mare de capital, adică bani, mulți bani, niște sume imense, pentru dezvoltarea Moldovei și, în primul rând, a Iașiului, a comerțului din Iași, a industriei și așa mai departe. Un lucru ăsta, Carol a dispus să se facă, i-a spus lui Brătianu să facă acest lucru. Brătianu l-a promis, dar banii au venit, ca să zic așa, cu țârâita, a durat ani de zile până a fost vorba de vreo 10 milioane, care era o sumă mare, o sumă foarte mare, și care au venit ușor, ușor și nu s-a făcut mare lucru, plus s-a mai furat din ei și corupție și așa mai departe. Și atunci, problema numărul unu, care era de fapt comercială în esența ei, cum ai spus și tu, era comerțul, dezvoltarea comerțului. Ce însemna pentru noi? Partea economică. Ce însemna în realitate asta? Și anume, transportul de resurse. România, cum am spus, fiind o piață, încă de la început considerată o piață, avea cereale, avea grâne și recolta din România interesa Franța, interesa Germania, mai ales interesa statele în Occident, iar mijlocul principal de a transporta aceste grâne, de a face exportul de grâne al României, era căile ferate. Aici, asupra căilor ferate, înainte să intrăm în cazul Strasberg, trebuie să fac următoarea mențiune. La sfârșitul Primului Război Mondial și în anii următori, a existat tot felul de memorii personale, de referate și de rapoarte, scrise de către generali români care luptaseră în Primul Război Mondial. Memoriile acestea, o bună parte dintre ele se găsesc la Muzeul Militar din București și l-am studiat acolo. Memoriile acestea arată la un moment dat o chestiune de natură strategică, de natură militară, legată de căile ferate. Și anume, ei toți afirmă că aceste căi ferate gândite și traseele aprobate și
decise de Carol I, de principele Carol, au fost greșit croite încă de la început și nu au slujit intereselor militare, strategice în primul rând, și în al doilea rând intereselor economice. De exemplu, era o situație poate cumva neașteptată pentru unii în Moldova. Centru comercial foarte dezvoltat și puternic, influent, era Botoșani. Botoșani, nu Iașu. Iașu avea un comerț mic, așa numitul comerț mic. Marele comerț, în primul rând comerțul de vite, care era foarte important și el, comerțul de cai, centru de difuzare și transport al cerealelor. Era la Botoșani, nu la Iași. Și prin felul cum au fost croite traseele, liniile oferate din Moldova, Botoșani în scurt timp s-a prăbușit și am pierdut acest centru comercial fără ca noi să dezvoltăm alte mari centre, în primul rând Iașu și alte localități din Moldova. În al doilea rând, generalii spun următorul lucru. Noi avem avut niște probleme militare, mai ales în sud, în Muntenia, unde liniile ferate au fost croite greșit, fără să se asigure acele linii ferate cu caracter strategic care să permită deplasarea de trupe cu mai multă viteză, în câteva ore, în câteva zile, să transporte trupe acolo unde existau nord-oltenii, nordul Muntenii, existau trecătorile. Și dincolo de munți era Austria, Austro-Ungaria, un imperiu. Și era nevoie, și iată cum generalii au prevăzut acest lucru chiar înainte să se declanșeze primul război mondial, că noi aveam nevoie de niște linii ferate bine gândite în sudul țării, astfel încât și în Moldova, dar și în sud, astfel încât să permită transportul de trupe, lucru care nu s-a făcut. Iar rezultatul a fost că în primul război mondial noi am fost nevoiți să facem, ei generalii au fost nevoiți să facă marșuri lungi de câte 30-60 de kilometri cu trupa pe jos ca să ajungă în dispozitivul de apărare a trecătorilor, dispozitivele de apărare. Și o mare parte din înfrângerile petrecute pe Valea Jiului și apoi în zona Olteniei și apoi în Muntenia, la Mateiașu și așa mai departe, zona Câmpul Lung, s-au datorat faptului că trupa noastră, armata noastră, unitățile militare ajungeau pe front deja epuizate după lungi marșuri făcute pe jos, în timp ce alte armate, și în primul rând cea germană, beneficia de transport. Și asta fusese o gândire, aduc aminte celor care se pricep și le spun, și o gândire strategică a lui Bismarck încă de la începutul conducerii sale în calitate de cancelar în Prusia. Era presa din Prusia, era scandalizată de faptul că Bismarck construia niște căi ferate undeva în câmp, așa, unde nu existau localități și nimeni nu înțelegea ce caută Bismarck cu liniile astea ferate în câmp. Nu le înțelegea nimeni. Și, sigur, ulterior, pe aceste trasee s-au dezvoltat și localități, și orașe, dar inițial ele au fost construite în zone unde nu înțelegea nimeni de ce le duce acolo, aceste linii. De fapt, erau liniile ferate gândite în așa fel încât să transporte trupe, în primul rând pentru invadarea Franței, Belgiei și altor state în apropiere. Deci, astea s-au folosit în primul război mondial când toată lumea a înțeles de ce a făcut Bismarck aceste linii. Ne aștepta să duceau trupele până aproape de frontieră și doar au trecut după aia. Deci, am închid paranteza, iată un aspect delicat al istoriei. Vreau să vă spun că a existat un geograf român, Tufescu, academician, mare profesor universitar, care a scris o lucrare specială despre erorile făcute, mai ales în Moldova,
și despre prăbușirea orașului comercial Botoșan, care era așezat pe vechiul drum al Moldovei, așa se numea, fusese mai întâi drumul tătarilor, pentru că acolo veneau tătarii, și ulterior a fost drumul comercial al Moldovei, care asigura mărful, transportul de mărfuri și de resurse spre Polonia, spre Imperiul Țarist, spre Occident chiar, în partea cealaltă, spre Austria și așa mai departe. Deci, construcția căilor ferate la noi, care, sigur, este un merit al lui Carol și care în istoriografie este și lăudată pentru faptul că a modernizat, că a permis astfel dezvoltarea acestor rețele de căi ferate. Gândiți-vă că linia asta inaugurată, gara Filaret București-Giurgiu, viza portul Giurgiu pentru transport de cereale. Cereale, corect. Care paranteză contemporană, podul de la Grădiștea, care s-a prăbușit în urmă cu 20 și ceva de ani și care era construit de pe vremea lui Cuza și care, în sfârșit, pe acolo trecea și Orient Expressul, timp de 20 și ceva de ani a stat prăbușit și această cale ferată n-a mai existat dintr-o nepăsare a statului român. În sfârșit, după 20 și ceva de ani, au reușit să-l reconstruiască. Deși reconstruiască e mult spus, pentru că Ceaușescu făcuse deja în paralel o cale ferată acolo, trebuiau doar să termine, să pună un pod atâta și să lege șinele. Le-au luat 20 și ceva de ani. Sigur că acest proiect principal al lui Principele Carol a fost interpretat în fel și chip. Încă nu și-a dat seama de atunci ceea ce am povestit eu, aceste referate, aceste memorii ale generalilor cu caracter militar strategic de după Primul Război Mondial. Pe vremea încă nu și-au dat seama, s-au bucurat toți că se construiesc linii ferate. Da? Se ducea la Bacău, după care făcea brusc dreapta și așa mai departe. Gândiți-vă, eu mi-aduc aminte din copilăria mea, de când eram foarte mic, 5-6 ani, că am pățit tot felul de lucruri nici atunci. Deci, să zicem, în anii 50, sfârșitul anilor 50, începutul anilor 60, eu plecam și eu cu grădinița și cu școala în tabere și la Ploiești întorcea tren. Că există și această expresie, știți, că a întors-o ca la Ploiești. Da. Acolo întorcea trenul, ajungea în gară, în gara de Est, după care se întorcea trenul ca să o ia în partea cealaltă. Doi, la un moment dat am făcut o tabără... Asta a fost eroare de proiectare sau a fost deliberat? Păi, asta, sigur, asta vreau să spun. Carol a fost acuzat că a făcut-o deliberat. Că la indicația Germaniei, a lui Bismarck și a Austriei, nu construi căi ferate strategice care să ajute armata română, principala lor preocupare fiind să nu cumva să atace Transilvania, românii să atace, să aibă armată puternică, cum am arătat emisiunile anterioare, și să atace. Și atunci lucrul ăsta, și sigur că lucrul ăsta i s-a pus în cârcă lui Carol, că ar fi făcut-o deliberat. Pe de altă parte, și neglință, eu mi-aduc aminte, repet, în 1960, cred că s-a întâmplat, când am fost trimis cu clasa 1 într-o școală, într-o tabără la Gheorghe. Da? Unde îmi secuime acolo. Deci, vreau să vă spun că ne-a dus trenul o zi întreagă și noapte, și ca să ajungem la Gheorghen, care este aici, pe lângă Brașov, ne-a dus trenul undeva peste Siret, deci prin URSS, și de acolo am coborât ca să ajungem la Gheorghen. Deci era un Piatra Olt, e un nucleu de linie ferată, un răspântie de-astea cu mari probleme. Trebuia să te duci pe Piatra Olt ca să poți să ajungi la Craiova și așa mai departe. Erau niște probleme care, din păcate, s-au prelungit decenii întregi. În sfârșit, închei paranteza. Deci exista această preocupare principală. Pe de altă parte, ne apropiem de subiectul nostru. Carol și-a dat seama că această Constituție din 1866, prea liberală și mai ales garantă a libertății presei, absolute a presei,
Este o greșeală și că societatea românească nu este pregătită pentru o astfel de constituție prea avansată. Și în primul rând era problema asta presă. De ce? Pentru că în presă circula în continuare liber curentul republican și curentul antidinastic, în care îl atacau zi de zi pe Carol că e, cum am spus și acum câteva emisiuni, Carol este un prinț german, nu avem nevoie de el, ne trebuie unul latin sau, dimpotrivă, ne trebuie republică. Aceste curente erau încă foarte prezente în presă. Ele au prins bine în anumite orașe. Au fost câteva orașe unde curentul republican a prins: Craiova, Ploiești și Pitești. Și unde era un nuclee de republican, în marea majoritate provenind din Partidul Liberal. Da, păi da, la Pitești fost era o organizație puternică, Ploieștiul la fel. Deci la fel. Ei au fost motorașul acestui curent antidinastic. Bun, pe acest fond se declanșează războiul franco-prusian, 1870, Bismarck contra Napoleon al III. Mă rog, nu intru în detalii, a fost provocat, Bismarck foarte inteligent i-a făcut fond francez, se declare ei război Prusiei, nu invers, deși erau pregătiți, cum am arătat, inclusiv militari pregătiți pentru invadare, și se declanșează războiul. Carol urmărea foarte atent ce se întâmplă, era convins că Germania va învinge, dar opinia lui și convingerile lui erau total contrare clasei politice de la noi și mai ales societății, chiar o mare parte din societate devenise francofilă, deci toți erau cu Franța și politicienii se uitau cu interes la Republica Franceză, care fusese la un moment dat suprimată de către Napoleon al III-lea și făcuse din nou imperiu. Dar orientarea spre Franța era categorică. Ori, după bătălia de la Sedan și după înfrângerea Franței și după ce armata prusiană, germanii au invadat Franța, la noi a fost o întreagă revoltă, pentru că noi aveam tocmai pe reprezentantul acestui învingător și ocupant al Franței, îl aveam domnitor aici. Și s-au reactivat iarăși curentele antidinastice și curentul republican. La un moment dat, în 1870, se întâmplă următorul lucru. Comunitatea, colonia, cum se numea, colonia germană din București, organizează o festivitate, un banchet, cu ocazia zilei împăratului Wilhelm german și a victoriei împotriva Franței, bineînțeles. Și organizează această sărbătoare. Această bală, da, da, o sfârșit, o ceremonie, o recepție, cu dans, cu muzică, cu băuturi, cu așa mai departe, a coloniei germane în sala Slătinea. Și la un moment dat se trezesc seara cu o manifestație condusă de studenții din București sub ferestrele sălii Slătinaru și aia care striga Vive la France, Vive la France, Vive la France, după care consulul general cere poliției să intervină, să facă ordine, să facă liniște, să-i lase în pace, să, că este o întrunire pașnică, e o întrunire separată care e făcută pentru Kaiserul German și atâta le-a trebuit să vină poliția să-i împrăști. Și manifestația a luat amploare, a devenit și violentă și a început să fie atacată cu pietre și cu tot felul de bucăți de stâncă, cu bucăți de lemn, cu tot felul de lucruri, cartar, cum se numeau, au început să fie atacată sala, spargă geamurile și să fie răniți în interior printre membrii consulatului german și al celor prezenți acolo, fiind rănit chiar consulul general.
sigur că trimite pe cineva, îl anunță pe rege, pe domnitor, pare, și îi spune, uite ce se întâmplă, suntem atacați. Manifestația ia amploare. În loc să se potolească, e din ce în ce mai activă. Și încep să apară și lozincile jos cu domnul Neamț. Și deci apar și plus deja noaptea se strigă Republica, Republica. Mai era ceva. Sau Slătineanu, care se pare că era deasupra la restaurantul Capșa, dacă nu greșesc eu. Era foarte aproape de palatul domnitorului. Era o chestie de câteva sute de metri. Și bineînțeles că manifestația s-a deplasat și acolo și a început și acolo să mai s-a transformat într-o manifestație împotriva domnitorului. Da. Cu Republica. Domnitorul a făcut apel la primul ministru, era Ghica primul. Dom'le, fă ceva, întrunește guvernul de urgență și luați niște măsuri și poliția să intervină, să nu stea. Și au chemat armat, altă prostie. Iar s-a repetat de nu știu câte ori în istoria noastră asta. Poliția nu face, nu face față sau pactizează cu manifestații și atunci se trimite armat. Și vin trupele militare, încep niște confruntări, primul ministru, miniștrii, să ducă în stradă, să încearcă să oprească armata, nu manifestația. Carol, când află toate lucrurile, zice, dumneavoastră, nu pot să mai am nicio încredere în guvernul ăsta și ce se întâmplă aici în oamenii politici și începe să facă niște negocieri ca să pună un alt guvern care să fie mai categoric, să împiedice astfel de manifestații, pentru că el zice, e un afront personal. De fapt, toată manifestația este împotriva țării mele, Germania, și împotriva mea ca persoană. Și eu stau aici și fac tot felul de sacrificii și fac tot felul de lucruri ca să dezvolt, să civilizez, să modernizez această țară și ea nu mă vrea. Și scrie de altfel și o scrisoare rudelor sale în Germania în care spune, nu știu, poate am greșit eu, dar poporul ăsta nu este pregătit și în primul rând oamenii politici sunt responsabili. Îi incită mereu la a da înapoi în istorie. Nu vrea să se civilizeze. Și sigur că acest interviu apare, cineva a avut grijă să-l publice în presa din străinătate și este tipări și la noi, apare și la noi în român. Scrisoarea către un prieten german, da. Da, da, da. Și atât a fost, ăsta ne disprețuiește. Domnitorul ăsta ne disprețuiește. Mai apăruse între timp această problemă a căilor ferate, revenim asupra ei. Pentru că la un moment dat s-a făcut licitație. Parlamentul a hotărât ca desemnarea firmelor care să construiască aceste căi ferate în România să se facă prin licitație. Da, bine, mult spus licitație, era o selecție de ofertă, cum s-ar spune acum. O selecție de oferte. Și la această selecție de oferte s-a prezentat o firmă austriacă, austro-germană, de fapt germană, pardon, Strusberg, și o firmă austriaco-britanică. Ăsta este un amănunt important. Pentru că noi marile probleme pe care am avut cu imaginea în străinătate ca urmare a afacerii Strusberg au venit de la presa britanică, era foarte mult mai puternică decât alte ziare de până Europa. Și pe ăștia i-a deranjat. De ce? Pentru că s-a constatat că la alegerea ofertelor a fost favorizat și a fost aleasă oferta Strusberg, care era mai scumpă cu 40.000 de lei decât oferta Oppenheim. 40.000 de lei pe kilometru? Britanico-austriac. Pe kilometru, Alex? Da. Era la 270.000 de lei play-out pe vremea aia, kilometru de cale ferată. Kilometru. Deci, oferta aleasă era mai scumpă decât cea. Prima chestie. A doua chestie este tot așa, a acuzat Carol pentru treaba asta și fără îndoială a existat
această decizie, această influență. A fost adus drept, cum să spun, supraveghetor al afacerii, un fel de manager de proiect. Acestei construcții de cale ferată, un administrator al casei de Hohenzollern din Germania, Ambra, când, în conformitate cu Constituția și cu legile care se deduseră între legile, conducătorul unei astfel de investiții nu putea fi, supraveghetorul principal nu putea fi decât român. Ori s-a încălcat treaba asta și iarăși presa liberă a atacat să poate declar aceste erori și încălcări ale Constituției. În scurt timp, chiar în toamna lui 1870, după toată povestea cu atacul asupra coloniei germane, Strasberg anunță că dă faliment, că nu e în stare să construiască și că, de fapt, după ce s-au făcut cercetări, cum mai pățim și noi în ultimii ani, s-a constatat că el nu avea forța să construiască așa ceva. S-a mai întâmplat ceva, Alex? E vorba de emisiunea de obligațiuni făcută de Strasberg într-o formă din care rezulta că ele sunt garantate de statul român, un succes extraordinar în Germania. Nu rezultă, chiar erau garantate. Câte am înțeles eu, nu. Nu erau, pentru că în convenție se specifica foarte clar. Ce s-a difuzat, ce spui tu, într-adevăr, așa este, nu, că această garanție a statului român a fost dată de Carol. Adică aici era problema. Că există dubii asupra existenței sau nu a garanției de stat românești, dar de fapt există garanția personală dată de către principe, ceea ce nu corespundea atribuției sale. N-avea de ce să implice într-o afacere, să dea el garanții asupra. Cert este că întreaga campanie antidinastică s-a întețit atunci pe baza acestei afaceri și a continuat mult timp slujind de fapt atacurilor și încercării de a schimba, de a-l scoate din tron pe Carol. În toamnă, tot în toamnă, până spre iarnă, Carol, din corespondența lui s-a aflat ulterior, începuse să-și pună problema abdicării. Adică început să-și pună problema, doamne, nu știu dacă pot să duc până la capăt proiectul ăsta și să conduc țara asta care, după cât îmi arată, nu mă vrea. Și n-are rost să mai insist și începuse să sondeze și în familie și la Bismarck această posibilitate de a renunța la tron și a se retrage. Dar, întrucât tocmai atunci izbucnește scandalul acesta Strasberg, el amână. Vedeți, în momentul ăsta, pe fondul acestui scandal, eu nu mai pot pleca. Că se va interpreta că am plecat din cauza implicării mele în afacerea și a garanțiilor date lui Strasberg. Și în momentul ăsta e o chestiune de onoare, eu nu mai pot pleca. Și rămâne în continuare, încercând să rezolve, îl mai ajută Brătianu, îl mai ajută și conservatorii cât de cât și încearcă prin presă să se explice că nu el, că eu afacere, că s-a întâmplat să dea la faliment, că nu e vina noastră, dar problema care era? Că bonurile alea trebuiau răscumpărate. Da, da, și toți marii funcționari din statul german cumpăraseră bonuri pentru că dobânda era foarte bună și, repet, erau garantate în opinia lor de statul român și inclusiv Bismarck amenință cu intervenție, cu o intervenție directă, diplomatică, dacă aceste obligațiuni nu sunt răscumpărate de statul român. Chiar a făcut, există documente în corespondență în care spunea, domnule, România trebuie să plătească, asta era de fapt. Și Bismarck făcea aceste... România, ca de obicei, plătește. Să plătească treaba asta și după ce plătește, mai discutăm și alte aspecte. Deși în continuare, România era piață de desfacere, atât cât desfăcea geam, dar de fapt era piață de resurse. Aceasta a fost o problemă care a durat mult.
Eu nu sunt economist și nu mă pricep, nu știu dacă cumva durează și astăzi, nu vreau să mă pronunț, dar am găsit decenii întregi în care România a fost considerată piață de resurse și nu mai mult. Și asta se întâmpla încă de pe timpul otomanilor, pentru că uitați-vă, dacă vă uitați în istorie și faceți o statistică, veți constata că foarte mult timp până în secolul al XVII-lea încolo, Oltenia n-a fost niciodată prădată. Nu a fost prădată decât cu totul întâmplător de a cângi, de trupele otomane care veneau să jefuiască sau să ia tribut. Și de ce? Pentru că Oltenia era centrul principal, provincie de resurse, așa se numea. Și țările române erau considerate de Imperiul Otoman provincii de resurse. De asta nici nu le-au ocupat. Pentru că atâta timp cât țările române furnizau aceste resurse Imperiului Otoman, nu era nevoie de o administrație. Și așa mai de-a. Plătești tributul ăsta separat de resurse care erau extrase de aici din România. Sare, lemn, minereu și așa mai departe. Deci, lucrul ăsta a fost în interes și sub interesul Austriei când a ocupat Oltenia. Austria de asta s-a ocupat. De asta și-a ocupat-o, pentru că a considerat-o provincie de resurse. Păi bun, dar după așa, ocupația austriacă a durat puțin. Ungaria. Ce anume? Ocupația austriacă asupra... Da, a fost de 20 de ani. Dar Ungaria, de exemplu, pentru Ungaria, Transilvania era provincie de resurse. De asta s-au bătut, se bace astăzi pentru acest teritoriu românesc, pentru că acolo sunt resurse. Ungaria nu are resurse. Și resursele sunt aici. Și cum spuneam, și Germania, când a intrat pe piața europeană, pe piața estului, zona balcanică și asta, a considerat România ca o piață de resurse. Pentru asta avea nevoie de căi ferate, de șlepuri, de porturi, și de-aia s-au dezvoltat și porturile pentru a putea transporta aceste resurse. Revenind, deci Carol nu mai putea să plece, a vrut să plece. Nu mai putea să plece din cauza izbucnirii scandalului Strasbourg. Pe undeva, aș putea spune chiar că am avut și noroc, mi s-a întâmplat de multe ori în istorie. N-a plecat. Dar, în anul următor, liderii liberali, Brătianu, omul de încredere, omul din umbre, Eugeniu Carada, Rossetti, deci tot ce a însemnat conducerea asta, fosta echipă conspirativă a Partidului Roșilor, a hotărât că, având în vedere ceea ce se întâmpla în războiul franco-prusian și mai ales înfrângerea, apoi pregătirea și declararea Imperiului la Versailles de către Wilhelm, încoronarea și înființarea Imperiului German în Franța, și toată umilința pe care o trăia poporul francez și actele de disperare ale politicienilor francezi și ale proprietarilor francezi. De asemenea, se abusese loc Comuna din Paris, considerată prima revoltă comunistă din Europa, deci în care au luptat, au făcut acolo baricade și au luptat cetățeni din socialiști, ca să zicem așa, din toate zonele Europei. Nu au fost doar francezi în comuna din... Brătianu a fost acolo, pe Rossetti, din, dacă mi-aduc bine aminte, au fost pe baricade. Au fost și luptători români. Așa, da, în jur, și... au fost în jur de 900. Pe fondul ăsta și al unui aspect pe care l-am prezentat iarăși cu câteva emisiuni în urmă, și anume modificarea instructajului armatei române, atât cât aveam noi armata atunci, au eliminat dispoziția și dorința lui Carol, a eliminat instructorii francezi și a adus instructori germani, astfel că armata avea o serie întreagă de consilieri germani și instructori germani, se făcea după instrucția modelul german și aveau fără îndoială influență oamenii ăștia. Doi, se constituise tot în această perioadă aspectele logistice, depozite de muniții,
depozite de armament, depozite de echipament. Toate astea, economic și funcțional, erau sub controlul consilierilor germani, a specialiștilor germani trimiși de, din Germania de Bismarck și primiți de Carol I. Deci pe fondul ăsta, conducerea asta liberară hotărăște detronarea lui Carol I. Și pentru a face lucrul ăsta, au gândit o acțiune, să zicem, revoluționară, o acțiune de masă, de angajarea populației în manifestații generale în mai toate orașele, așa, împotriva domnitorului și cerând detronarea, darea de jos de pe tron și înlocuirea lui cu prințul Napoleon, fiul prințului, la fratelui lui Napoleon. Bun, în faza incipientă trebuia să fie o regență domnească girată de Golescu. Exact. O regență domnească girată, se pare, de Brătianu, pentru că s-au emis niște documente, s-a emis o circulară, au pregătit din timp o circulară, care a rămas să fie trimisă în noaptea loviturii, că era o lovitură de stat, de fapt. Așa, să fie trimisă peste tot la prefecturi și să, în care se spunea domnitorul a fost detronat, s-a format o locotenență domnească sub conducerea lui Ion Cebretianu și al lui Nicolae Golescu, era și Nicolae Golescu. Așa. Executați numai ordinele guvernului, al noului guvern, și mobilizați, preluați controlul asupra prefecturilor și a unităților militare. Ăsta era un aspect important al acestei acțiuni, preluarea controlului, adică unitățile militare din diferite orașe, Iași, Focșani, Craiova, Pitești, să intre sub controlul, sub autoritatea noului guvern și nu a regelui. Și de ce? Pentru că ei se temeau, erau convinși chiar, că armata, principalul nucleu al armatei române, care era în jurul Bucureștilor și care era cu consilierii ăștia germane, va fi loială domnitorului Carol. Și atunci, una din idei a fost chiar să pună în mișcare trupe din Moldova și din, din zona Prahova, de exemplu, așa, să le pună în mișcare pentru a se îndrepta, a flui spre București, astfel încât să reprezinte o forță care să învingă armata loială lui Carol și să, cu manifestația de stradă împreună, deci cu marea manifestație de stradă împreună, așa, să-l detroneze. Și tot lucrul ăsta a fost gândit și pregătit de Eugeniu Carada, de omul fidel, foarte apropiat al familiei Brătian. Și ei au prevăzut, într-adevăr... Și el revoluționar, la 1821-1848. Da, da, deci numirea unor, deci unor persoane, unor liberale, unor oameni din conspirație, care să preia primăriile și prefecturile, să preia telegraful, controlul asupra telegrafului, și să transmită peste tot acel comunicat că regele e că domnitorul e detronat și armata trebuie să intre în subordinea lui și să facă operațiunile, mișcările cerute de acest nou guvern. Și s-a întâmplat însă următorul lucru. E vorba de noaptea de 17-8 august 1871. S-a întâmplat următorul lucru. În ziua de 7, Eugeniu Carada a primit informația că trupele din Moldova nu pot coborî și comandanții nu vor să coboare. I s-au prezentat aceste circulare, care erau false. Nu se produsese nimic deocamdată. Și comandanții militari au spus, dom'le, noi nu putem părăsi zona, pentru că noi suntem în zonă de strategică, zonă de apărare a țării. Și primiseră, mai ales cei din zona Iași, acolo, primiseră informații că se mobilizează, se concentrează armata rusă dincolo de graniță.
Și zice, cum să plecăm noi să părăsim? Asta e să lăsăm spațiu liber să intre armata rusă peste noi, să ne invadeze. Același lucru se pretă, aceeași reacție are loc și la Predeal, unde era granița, era frontiera pe vremea aia. Și ofițerul de acolo, care avea și control asupra telegrafului, a zis, domnule, eu nu respect oriși, eu n-am auzit de guvernul ăsta, n-am primit noi nicio informație pe linie militară, de la comandament, de la ministrul apărării, de la cineva, care nu sunt domnii ăștia, Golescu și cu Brătianu, care sunt oameni ai unor partide. Nu știm de apariția acestui guvern, noi nu putem să plecăm tocmai de aici, de la frontieră, când este armata austriacă vis-a-vis și eu să părăsesc locul să vin ca să vin la Ploiești. Că au fost cerute trupele să vină în primul rând în marile orașe, cele enunțate, Craiova, Ploiești și Pitești. La Ploiești se întâmplă următorul lucru. Unul dintre revoluționarii liberali cu ștate, Candiano Popescu, celebru Candiano Popescu, de care după aceea a tot râs istoriografia noastră pentru această republică de la Ploiești, care știa foarte bine plan și care, fac o paranteză, nu era nu oarecare. Nu era nu oarecare. Candiano Popescu fusese implicat în complotul pentru răsturnarea lui Cuza, a domnitorului Alexandru Ioan Cuza. Mai mult decât spuneai tu acum câtva timp și vin cu precizare suplimentară, este ofițerul care l-a arestat pe Liebrecht, pe secretarul lui Cuza, și l-a dat justiție. Șeful, care... Șeful telegrafului. Șeful telegrafului și... Șeful și al de informații. Așa. Deci nu era un oarecare. El fusese trimis de Bărtianu în Transilvania pentru a se întâlni cu Avram Iancu în munții apuse. Și chiar s-a întâlnit cu el așa. Și pentru a pregăti o revoltă în Transilvania împotriva Austriei și Austro-Ungariei, 67. Avea niște transporturi de arme deja făcute, niște căruțe cu arme deja trimise în Transilvania. Avea, se pare, două depozite ascunse de ciobani în niște peșteri de armament, cu care putea înarma, nu știu, un număr nu foarte mare, dar suficient pentru o insurecție, pentru o acțiune care să declanșeze și o revoltă populară în Transilvania. Și îl trimisese pe Candiano Popescu la această întâlnire pentru a planifica acțiunea. În momentul în care Candiano Popescu a coborât din Apusen pentru a se întoarce în țară, a fost arestat, supus la interogatorii. Documentele spun că a rezistat la 35 de interogatorii și la tortură. Spunând în permanență, e o confuzie, eu sunt un scriitor, sunt ziarist care vreau să scriu istoria Transilvaniei. Și n-am nicio legătură cu Avram Iancu, n-am nicio legătură cu brătienii, cu ăștia. Eu sunt, bineînțeles că austriecii nu l-au crezut. La un moment dat însă s-a întâmplat următorul lucru. Ministrul de interne, care era Ion Cebrătian, a trimis o telegramă la Viena și la Budapesta, în care a anunțat, dacă nu va fi eliberat cetățeanul român Candiano Popescu, voi expulza 200 de cetățeni austrieci din România. Și în primul rând de la consulat. Deci expulzezi din țară, dacă nu le liberați imediat. Și l-au eliberat imediat, ăsta este adevărul. Deci și-au dat seama că nu se joacă cu brătieni. Și așa a reușit să întoarcă în țară și apoi să participe la acest complot. Deci nu era un oarecare Candiano Popescu. Nu era un tip așa, un aventurier. A fost un ofițer, era capitan, a fost un ofițer care deci era implicat. Ofițer de informații la ce îmi povestești. Sigur, nu mai era ofițer de armată. Fără discuție și ca ofițer de informații, cu asta se ocupa, cu legea informații în Transilvania și la ducea lui Brătian.
Și la Ploiești a fost desemnat el. Da, ce n-am înțeles din Republica de la Ploiești este de ce Candiano Popescu refuză să amâne revolta. Da, explic de ce. Planul inițial, repet, și e bine că ai intervenit pentru că trebuie subliniat. Planul inițial nu era înființarea Republicii. Planul inițial era înlocuirea lui Carol cu prințul Napoleon, cu un rege sau cu un domnitor francez. Deci planul inițial nu a fost Republica. Planul inițial a fost o locotenență, detronarea lui Carol, o locotenență domnească care îl cheamă pe prințul Napoleon ca domnitor francez, de origine franceză, pe tronul României. Ăsta a fost planul inițial și ăsta a fost și planul trimis lui Candiano Popescu, care, sigur, împreună cu alți câțiva din mișcarea asta, vreau Republica, nu vreau alt domnitor. Și nici francez, nici de altfel. Și iertați-mă, nu mai așa. Deci, ceea ce numim noi fenomenul istoric, toată mișcarea asta, conspirația, a avut inițial și, în general, planul general a fost înlocuirea domnitorului german cu un domnitor francez. La Ploiești însă s-a întâmplat următorul lucru, pentru că instrucțiunile pe care le avea Candiano Popescu de la Eugeniu Carata era ca el să ducă să ocupe prefectura și telegraful, să se declare, să proclame prefect, noul prefect de Prahova, așa, și să se deplaseze la cazarma militară pentru a cere trupelor, cum spuneam mai devreme, pentru acele armate, forțelor militare din Prahova și din Ploiești, să se subordoneze noului prefect, noii puteri, care se sprijinea pe ce spuneam mai devreme, acea circulară că Nicolae Golescu și cu Brătianu formează nou guvern, locotenența și domnitorul este detronat. Comandantul militar a spus că eu nu recunosc această chestie, care eu nu am, problema care era. Ei așteptau și întotdeauna armata, și chiar și în decembrie 89 am avut problema. Armata executa, nu, indiferent ce ordin politic venea de la partid sau de la primul secretar, armata, trupele așteaptă să vină ordinul militar, ăla pe linie militară. Al comandantului militar, da. Al comandantului militar. Vreau să văd eu că ministrul apărării îmi ordonă să fac cu tare și cu tare ce zic ăștia, ce îmi cer ăștia. Și sigur că lucrul ăsta nu exista. S-a mai întâmplat următorul lucru. Revin la Predeal. Ofițerul de la Predeal a făcut mai mult. A telegrafiat la București, la Ministerul de Război, și a întrebat, vă spun, am primit această circulară. Și le-a citit circulara. Și a zis, uite ce scrie aici. Și de la București, guvernul a spus, păi e improvizație, e lovitură, nu există așa ceva. Guvernul e la locul lui, domnitorul e patron, nici vorbă de așa ceva. Deci, practic, așa a aflat guvernul la București și domnitorul care a aflat de conspirația asta și de acțiunea asta, pentru că au început să curgă știrile, inclusiv de la, pe linie militară, de la unitatea asta din Ploiești, care nu s-a subordonat și care a telegrafiat la București, nu e ce se întâmplă, că am primit, s-a prezentat un prefect nou cu un telegram, cu o circulară, că e un nou guvern, că domnitorul este detronat și așa mai departe. Și s-au lămurit. În momentul ăla, sigur că s-a declanșat și o alarmă și o pregătire de luptă a forțelor militare, a armatei din jurul Bucureștilor, și s-a pregătit o coloană, unitate militară solidă, așa, condusă de generalul Gorjan, care a plecat spre Ploiești ca să înfrângă ce se întâmplă acolo, toată manifestația. Văzând că nu are succes, Candiano Popescu a făcut o altă mișcare.
Și aici fac chiar și o paranteză legată și de ce povestisem eu acum câteva emisiuni. Cu Garda Națională și cu Crăcănel și cu Ploieștiu și cu... S-a întâmplat următorul lucru. Garda Națională din Ploiești fusese desființată pentru că guvernul și Carol a știut acest lucru, a descoperit că această Garda Națională era de din Ploiești, era de fapt o unitate de luptă, o unitate a Partidului Național Liberal. Era de fapt o structură care executa ordine în Partidul Național și putea să facă orice chestie în Ploiești. Cum să spun eu, să folosească arme. Adică era o întreagă problemă cu garda asta. Și atunci, printr-un decret al domnitorului și printr-o hotărâre de guvern, a fost desființată Garda Națională din Ploiești. Exact ce secvența din Dale Carnaval cu Cărcănel. Și Garda Națională s-a desființat. Asta fusese. Pentru că era considerată o trupă paramilitară a Partidului Liberal. Periculoasă. Și atunci s-a dus la... Existau pompieri în... Care erau ca unitate militară, nu erau... Erau unitate militară, dar în Ploiești. Și existau și rămășițe ale acestei gărzi naționale, să numim așa, care avusese cazarma, avusese și ea tot felul de stabilimente și au reușit să recupereze 9 puști, să facă rost de arme. Ceea ce transfera, trecea practic revolta populară într-o altă fază, într-o altă categorie istorică pe care o folosim noi pentru ca lumea să înțeleagă lucrurile astea, și anume în categoria insurecție. Insurecția este acea revoltă populară cu arme, mai ales cu arme de foc. El nu e doar o manifestație care dă cu pietre, cu scaune și cum mai știu eu ce și dărâmă și face. Este o manifestație, o acțiune în care câțiva sau mai mulți au arme de foc și le folosesc împotriva forțelor de ordine. Și aia se numește insurecție, nu mai e revoltă populară, este o altă categorie. Da, dar pe de altă parte se mai folosește și termenul de insurecție armată. Da, dar asta e... De ce că ar fi participat armată? Că n-aveau, da, în 2 august 44, n-aveau cum să ocolească, să spună că gărzile patriotice comuniste au luat puterea, ci puterea și era guvern militar. Deci puterea fusese de aia și atunci au spus insurecție armată, care e un nonsens, în sfârșit. Da. Și, deci, asta s-a petrecut la... Văzând că nu au succes, Candian Ponescu, văzând că nu are succes, unu, cu trupele militare care puteau oricând primi ordin de la București, ia și saltă-i pe ăștia, fă-i praf una cu pământul, trage în ei, că așa erau ordinele pe vremea aia, cum am arătat și în cazul revoltelor și tulburărilor de stradă anterioară, 1860 la Craiova, am povestit, 1865 la București, iarăși am povestit. Deci se putea întâmpla treaba asta foarte clar și atunci de frică. Ce a zis Candial? Cum mai fac și alți tribuni de ăștia populari când sunt la înghesuială și nu le ies planurile? Hai să adun mulțime. Și a început să trimită emisari prin tot orașul, veniți în centru, în piață, așa, veniți, nu mai e, au mutat statuia Republicii, statuia Libertății din Ploiești, care a fost în față la primărie, e mutat acum, este într-un scoar. Da. Dar înainte era acolo, treceai pe un parc în zona aia verde din fața primăriei din Ploiești și era celebra statuia Libertății, statuia Republicii, Republica de la Ploiești. Și au mutat acum într-un giratoriu, sfârșit. E interesant așa ca obiect de istorie. Și ce a făcut? A adunat o mulțime și a ținut un discurs și a mobilizat mulțimea. Discursul lui fiind de data asta, din proprie inițiativă, să proclamăm Republica la Ploiești. Deși, repet, planul inițial, conspirația, prevedea înlocuirea domnitorului german cu unul francez, tot domnitor,
tot cu Constituția în 1866, trebuia să schimb Constituția, cum se transformă în Republică, toată treaba. Și atunci când Ioan Popescu a luat această inițiativă personală, potrivit convingerile lui, potrivit controverselor pe care le avusese în partid cu Caradacu, să domnule, noi vreau Republică. Era o grupare care era republicană și vrea Republică. Și în felul ăsta, în fața acelei mulțimi, anunță că să proclamăm. Și sigur că mulțimea, ura, mulțimea a aplaudat, a bata, facem Republică la Ploiești. Deci, practic, declararea Republicii la Ploiești, așa numită Republică la Ploiești, este această manifestație. Putem să o numim o manifestație republicană, deși mare parte din bănuiesc că n-am pus să știu, mare parte din cei de acolo nu se gândeau de ce e aia Republică, cum să facem Republică la Ploiești, știi? Dar prefectul care era conducătorul județului spunea, domne, eu pot să fac treaba, să vă conduc eu și declarăm Republică și desființăm instituțiile monarhice din Prahova și din Ploiești în primul rând și facem Republică, facem alegeri, ne alegem un președinte, deci toată nebunia asta care a ținut câteva ori. La un moment dat, trupele militare trimise de la Ploiești, cele conduse de Gorjan, s-au apropiat, au intrat în oraș și potrivit prefectul, nu știm, noi zicem că e o relatare de la fața locului, au început să tragă în dreapta și stânga. S-a văzut tot așa, 100 și ceva de morți și răniți. Și practic Republica a fost risipită urgent, că de fapt s-a risipit manifestația aia de acolo, din fața, din piața Ploieștiului, piața centrală a Ploieștiului. Ăsta, când Ioan Popescu fuge în Moldova, trece munții, unde era Candianu, unde era Carada, la Focșan, Carada tot aștepta să vină trupele, armata din nord, din Moldova. Și, repet, i-au spus, imposibil, plecăm de aici, că se mișcă rușii și putem face așa ceva. Și totul eșuează. Așa eșuează și celebra Republică de la Ploiești. Partea interesantă, și acum, uite, am fost foarte serios în misiunea asta și n-am mai glumit deloc, n-am mai spus anecdote, dar am să prezint partea interesantă, tot istorică, pe bază de documente, nu povești, nu legende. A fost procesul, pentru că s-au intentat două procese de trădare de țară, de încălcarea Constituției și de încălcarea legilor țării, un grup Brătianu și Golescu, ce? Un grup care a toată lumea, au fost 41 de inculpați. La Câmpul Lumușcea. Inculpați, trimiși la Câmpul Lumușcea. Așa, și un grup Carada și cu ceilalți trimiși la Târgoviște. Un personaj implicat în fruntea conspirației, care se pare că a fost și inițiator, cel cu ideile, și anume Cea Rosetti, pe care Eminescu, repet, nu întâmplător, l-a atacat de toate cele, că e un individ laș. Dintre toți ăștia conspiratori, Cea Rosetti e singurul care fuge. Și fuge la Giurgiu și se ascunde pe un șlep. Ca să nu fie arestat, să nu fie. În sfârșit, și comportamentul ăsta a fost declarat ulterior, mai ales de conservatori și mai ales de Eminescu, ca laș, un individ laș. Brătianu la Câmpul Mușcel, Carada la Târgoviște, au făcut față unor procese. La Hovari, cred că Alexandru Lahovari, am ieșit de interne. Ce anume? Da, Alexandru. Am auzit. Alexandru Lahovari, am ieșit de interne. Și ce a zis el? Dom'le, ca să am condamnare sigură, pușcărie pe viață, deci intenționau să-l bage pe Brătianu, pe Carada, pe ăștia, pe conspiratori, pe viață, să-i condamn. Am nevoie de un procuror tare, puternic, de un individ cu experiență. Și îl cheamă de la Paris pe fratele său, Jean Lahovari. Jean Lahovari, care vorbea foarte puțin română. Știa foarte frumoasă franceză. Vorbea o franceză superbă, dar limba română
și îl numește procuror general. Deci, zice, dom'le, în calitate de procuror general, niciun tribunal nu o să aibă curajul să nu dea sentința pe care o cerem noi. Și Jean Lahovari se urcă între sură, se duce la câmpul Mușeru ca să stea de vorbă cu inculpați, cu, în primul rând cu Brătian. Și se duce și ajunge în oraș, orașul care de fapt i adusese pe inculpați pe brațe când au fost trimiși cu dubele, cu căruțele, cu astea inculpații spre, la Câmpul Lung, când au ajuns la localitatea Stâlpeni, satul Stâlpeni, pe care eu cunosc foarte bine, că la vârsta de 5 ani a fost acolo într-o tabără când a fost epidemia de poliomielită în România și am fost copiii toți duși acolo și izolați câteva luni de zile și cunosc bine satul Stâlpeni acolo, știu foarte bine. Deci toată populația asta activă, să zicem, bărbați și femei, mai ales femei, din Câmpul Moșcel, a venit cu trăsurile din orașe, cine știe, zona, cunoaște, o distanță destul de mare. A venit cu trăsurile până la Stâlpeni, unde i-a întâmpinat pe inculpa și a luat și a dus pe brațe într-un triumf până în oraș, în Câmpul Moșcel. Și în loc să fie închiși, pușcărie și tot ce mai trebuia pe acolo, penitenciar și astea, ăștia stăteau niște vile în case, erau la gazde. În schimb, s-a întâmplat o chestie comică pe undeva. Și anume, nu i-a oferit nimeni cazare lui Jean Lahovari, lui procurorul șef. Care unii se făceau că nu înțeleg ce spune. Ceea ce, iarăși, comic, îți dai seama, știau franceză toți pe acolo. Așa. Și doi, el a rămas fără gazdă, el nu avea un să stea noapte. Unde să doarmă, să stea, să își pună și el bagajele, haine. Nu l-a primit nimeni în Câmpul Mușel. Și atunci, ce spune el? Îl dă ordin la... S-a culcat la pușcărie. Da, la era acolo, ce dune, vreau să stau de vorbă, să încep interogatoriul cu inculpatul Brătian. Capul răutăților, capul conspirației și îmi trebuie depoziția lui și vreau să scot o mărturie. Bine, domnule, și s-a dus la Brătianu. Și primul lucru care se zice, domnule Brătianu, vă rog frumos, rezolvați și mie cazarea, dați un ordin pe aici până oraș să-mi dea și mie o casă unde să stau să dorm la noapte. Și Brătianu, sigur că a chemat, exact ca în filmele alea cu mafios, când mafiotul din închisoare ordona în oraș, da. Dreapta, stânga. E un film celebru, o comedie italiană, Operațiunea San Gennaro cu Totò, în care Totò din închisoare, șeful mafiei, ordona până oraș ce să facă, temnicerii și așa mai departe. Și sigur că Brătianu dă dispoziție, dați domnul casă omului să stea. Bun, și începe procesul și începe ăsta cu toate acuzațiile, cu Jean Lahovari, cu tot, cu îi prindem ăștia, să apără, spun, n-avem de nicio legătură, n-am făcut nicio conspirație, nici vorbă de așa ceva. Ce trupe, ce... Ai o circulară nesemnată de nimeni, habar n-aveam cine... Au folosit-o cineva în numele nostru, ăla de la Ploiești, un caragios. Deci, atenție, primii care au ridiculizat pe Candiano Popescu, care era omul lor și care fusese în acțiune, cât se poate de implicat și cunoscător. Primii care l-au ridiculizat și pentru care Candiano Popescu rămâne cu Republica asta de la Ploiești, care a fost o treabă foarte serioasă. Deci a fost o tentativă de lovitură de stat. Nu ne jucăm cu lucrurile astea. Nici aia, nici guvernul s-a jucat, nici armata. Așa. Deci atunci s-au apărat în proces, spunând, domnule, nu știu, pe Candiano ăsta e un ofițer... Nu știm prea multe despre el, a fost inițiativa lui, ce republică? Noi nu vrem, Doamne ferește, noi vrem domnitorul mai departe, să rea, să rămână și așa mai departe. Deci s-au apărat în felul ăsta. Dar Jean Lahovari a zis, nu, domne, probele sunt, a adus documente, a găsit documente, s-au pus la dispoziție, că au apărut persoane, au fost recunoscute cu martor, care da, n-ai fost în ziua de și te-ai dus și ai făcut Brătianu, n-ai fost, pentru că Brătianu cu Rossetti și coordonau totul din sediu, din redacția Ziarului Român. Da.
Deci dacă de la București. Da. Și sigur că acolo au găsit tot felul de persoane care să spună ce au făcut, că ce au discutat și așa. Deci Jean Lahoumen și-a în probe. Așa. Și însuși după ce ține pledoaria finală, acuzația finală, așa, suce la telegraf și telegrafiază ministrul, fratisul la București. Je te sublim, condamnation certaine. Am fost sublim, condamnare sigură. După o oră de deliberare... Era, trebuie spus, și stai puțin, Alex, trebuie spus că era proces cu juri. Curte, era curtea de jurați. Da. Și ies jurații și cu președintele tribunal și cu judecătorul și achitare, toți inculpați sunt achitați. În lipsă de probe. Iar sunt luat pe brațe și duși prin tot orașul, nu știu ce. Și deja la povarii s-a făcut de râs să condamnați. Asta a fost cu Republica de la Ploiești. Ne oprim aici, da. Alex. Da. Continuăm, cred că ne apropiem de războiul de independență, așa, pas cu pas. Dar mai întâi vorbim un pic și înainte, pentru că o consecință a acestei tentative de lovitură, acestei acțiuni de la așa numită Republica de Apoiști, a fost decizia de abdicare și în 1871 Carol chiar abdică, cheamă pe oamenii politici să formeze locotenența domnească, își face bagajele și se pregătește să plece. Dar despre asta discutăm în emisiunea. Emis un document de aplicare și vedem ce s-a întâmplat atunci. Mulțumim mult de tot. Vă mulțumim și noastră, doamnelor și domnilor, că ați fost alături de noi și la această ediție a evenimentului istoric. Istoria incomodă a poporului român, după cum vedeți, de multe ori poate să nască și zâmbete. Sper că v-a plăcut. Eu sunt încântat. Ceea ce vă urez și dumneavoastră. Ne revedem săptămâna viitoare.